pastilla da fisico. Tensione elettrico. Generatorul electric este sursa de energie care efectuează lucrul mecanic necesar mișcării uniforme a sarcinilor electrice, are o bornă pozitivă și una negativă. Generatorul transformă o formă de energie primară în energie electrică. Acumulatorul, bateriile, transformă energia chimică în energie electrică. Dinamul transformă energia mecanică în energie electrică. Panourile solare transformă energia luminoasă în energie electrică. Orice circuit electric este format din circuitul exterior, ceea ce se află în exteriorul generatorului, și circuitul interior, adică interiorul generatorului. Tensiunea electromotoare a generatorului se împarte în căderea de tensiune pe circuitul exterior sau tensiunea la borne și căderea de tensiune pe circuitul interior sau tensiunea interioară. Lucrul mecanic total efectuat de câmpul electric pentru a transporta sarcina electrică în întreg circuitul, este suma lucrurilor mecanice efectuate pentru transportul sarcinii pe circuitul exterior și pe cel interior. Împărțind relația cu Q, sarcina electrică transportată în circuit, obținem formulele tensiunilor electrice din circuit. Tensiunea electromotoare este egală cu lucrul mecanic efectuat pentru a transporta unitatea de sarcină electrică în întreg circuitul. Tensiunea la borne este egală cu lucrul mecanic efectuat pentru a transporta unitatea de sarcină electrică în circuitul exterior. Tensiunea interioară este egală cu lucrul mecanic efectuat pentru a transporta unitatea de sarcină electrică în circuitul interior. Unitatea de măsură în sistemul internațional de unități pentru toate tensiunile electrice este volt. Instrumentul de măsură pentru tensiunea electrică este voltmetrul. Pentru a alimenta un bec la o baterie de cartofi ai nevoie de 3 sau 4 cartofi, cuie din zinc și din cupru, fire conductoare. Fixează în fiecare cartof câte un cui de zinc și un cui de cupru, care vor fi bornele. Leagă cartofii în serie folosind firele conductoare. Leagă becul la bateria de cartofi. 4 cartofi vor furniza aproximativ 2 volți. Câmpul electric al generatorului efectuează lucru mecanic pentru transportul sarcinii electrice în circuit. Tensiunea electromotoare a generatorului este suma căderilor de tensiune pe circuitul exterior și pe cel interior. Tensiunile electrice se exprimă în volți și se măsoară cu voltmetrul.